Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O problemă din lumea minților odihnite, cum îmi place mie să zic. Așa. Da, mi se pare că sunt niște societăți de-astea, cum ar fi, de exemplu, societatea elvețiană și altele din țări de-astea ultra-civilizate, din care apar știri de-alea, cum ar fi protejarea pârșului cu urechi rotunjite de pe nu știu ce câmp, care Am înțeles. Adună sute de oameni în jurul lui. Și adică mi se pare că trebuie să nu mai ai absolut nicio grijă pe lumea asta ca să te preocupe astfel de probleme. Și pârșul e fericit, da. Mă rog, nu e chiar de domeniul ăsta știrea asta venită din Noua Zeelandă, dar un concurs de vânătoare de pisici sălbatice deschis copiilor, atenție, fost anulat doar în urma unor proteste. Ce se întâmplă? Oamenii au acolo un concurs anual tradițional de vânătoare pentru adulți, vânătoare de mistreți și de cerbi. Așa. Și anul ăsta organizatorii s-au gândit să facă și o categorie pentru copii sub 14 ani, să o tragă și copilașul cu pușca, și a zis să dea la pisică sălbatică. Acum, nu e pisica aia sălbatică de în familie cu lynx-ul la noi. La e ei, mai... pisica sălbatică sunt, de fapt, e mai pisici maidaneze. Așa. Păi au maidaneze acolo în Noua Zeelandă? Și că e problemă mare. Că de asta au și gândit-o așa, autoritățile astea de vânătoare. Nu, că dacă n-au problemă, le recomand să meargă în Cipru, că acolo e plin de, da? De pisici de genul ăsta, peste tot. Ei, ăștia au o problemă cu pisicile maidaneze, cam de nivelul celor pe care le-a avut Bucureștiul cu câinii maidanezi în urmă cu niște ani. Deci ca lumea. Da, adică zice că, da bine, la ei asta zic că da, e cum zice. Aici nu că atacă oameni sau, știi, problemele cauzate de câinii în București. Multe. Ci că sunt multe și vezi că au scăzut din cauza lor populațiile de atenție, păsări, lilieci, șopârle, șoareci și insecte. Zice Ministerul Neozeelandez al Conservării. Îți dai seama, ia stau și zic, bă, nene, nu prea mai avem gândaci. Ce ne facem cu pisicile astea, că au luat o raznă? Și au mâncat și șopârlele și șoarecii. Uh-huh. Și nu e ok. Bine, se creează niște dezechilibre, noi glumim aici, dar știm foarte bine care sunt posibilele urmări ale înmulțirii unei specii într-un areal natural în care ar trebui să domnească echilibrul. Așadar, au zis ăștia, domne, fiți atenți, copii, voi mergeți să vânați pisici sălbatice și primiți premiul 140 de euro. Premiile mi se par de prost gust. Derizorii. Pentru nivelul Noii Zeelande, unde sunt niște prețuri de rămâi surd, trăiește sora unui bun prieten de-al meu acolo. N-ai nicio treabă, adică sunt puține locuri mai scumpe pe planeta asta, da. Și bine, ei încearcă să fie o societate exclusivă ca să nu le vină prea mulți și emigranți. Trăiește din vânătoarea de pisici sălbatice? N-a vânat niciodată, n-am auzit de asta. Ea e cu niște companii, în fine, n-ai treabă. Cert e că asta, deci până la urmă s-a anulat, au fost proteste în Noua Zeelandă. Ei au zis că e cruzime față de animale, ceea ce, na, până la un punct așa e, dar nu prea ai cum să stăvilești... altfel înmulțirea... Și oricum, ideea să vânezi pisici la 14 ani mi se pare... Dar niciun caz, da, să pui cu până în 14 ani. Deci era pentru de-aia, de țineau pușca invers. Under 14, cum ar veni. Exact. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.